Lucrările pentru reabilitarea clădirii spitalului vor fi scoase la licitație. Autoritățile intenționează să demareze în scurt timp cel mai amplu proiect care vizează reabilitarea din temelii a clădirii principale a Spitalului Județean de Urgență. Până pe 9 octombrie se așteaptă ofertele din partea operatorilor economici. Între proiectele derulate de Consiliul Județean Mehedinți, un loc aparte îl ocupă cele care vizează modernizarea și eficientizarea sistemului medical. 6 proiecte cu finanțare europeană ce au ca obiectiv reabilitarea spitalelor au fost semnate de Aladin Georgescu. Cel mai important dintre ele vizează modernizarea clădirii principale a Spitalului Județean de Urgență. Am reușit să semnăm 6 contracte pe fonduri europene, să atragem în total 160 de milioane de lei. În ceea ce privește cel mai important proiect pentru Spitalul Județean de Urgență, și anume modernizarea clădirii principale, avem un contract de finanțare în valoare de peste 87 de milioane de lei. Contractul de finanțare l-am semnat la începutul lunii octombrie a anului trecut, atunci când încă era guvernul PSD cu ministrul dezvoltării Daniel Suciu, și de la vremea respectivă și până în prezent am făcut toate demersurile necesare și legale, astfel încât am ajuns zilele acestea să demarăm procedura de licitație pentru întocmirea proiectului tehnic și pentru realizarea lucrărilor de execuție. Documentația a fost aprobată și încărcată pe platforma electronică de achiziții publice. Operatorii economici interesați să se înscrie la această licitație au termen de depunere a ofertelor data de 9 octombrie, atunci când se vor analiza documentele transmise și se va declara câștigătorul licitației. Acest proiect amplu, cel mai mare, de fapt, din istoria Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, privește pe de o parte recompartimentarea tuturor încăpărilor spitalului, anveloparea clădirii, de asemenea asigurarea de surse regenerabile de energie, înlocuirea actuale instalații de ventilație, instalație, de fapt, cu aer condiționat, va fi înlocuită cu un sistem de ventilație modern. De asemenea, vor fi reabilitate toate rețelele electrică, termică, sanitară și de canalizare. Vom avea, la sfârșitul implementării acestui proiect, un spital modern, așa cum toți ni-l dorim. Și sunt convins că mehedințenii vor aprecia acest lucru. Acesta este cel mai important proiect din cele 6 derulate de Consiliul Județean Mehedinți pentru modernizarea infrastructurii de sănătate. Pe de altă parte, Aladin Georgescu a dat asigurări că toate proiectele care vizează modernizarea sistemului de sănătate se vor implementa în pofida declarațiilor cu iz electoral făcute de unii dintre candidații la funcția de președinte al Consiliului Județean Mehedinți.